Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Vreau să ne reamintim pentru început câteva lucruri despre ceea ce am discutat la partea teoretică despre înțelepciune, acea capacitate pe care Dumnezeu ne-a înzestrat în mintea noastră în ce privește cunoașterea lucrurilor, în ce privește alegerea lucrurilor bune, în ce privește judecata a ceea ce trebuie să facem, a ceea ce se face. Acea înțelepciune care vine și poate să vină numai de la Dumnezeu, El este singura sursă de înțelepciune adevărată. Evident că Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, fiind una cu Tatăl, sunt în aceeași undă. Înțelepciune despre care Biblia ne spune că nu poate să o aibă decât omul evlavios, înțelepciune care vine în urma rugăciunilor insistente, înțelepciune care se scurge prin cuvântul lui Dumnezeu și care nu poate fi diferită de El și în afara Lui, acea înțelepciune care nu este doar un dar, ci este și o roadă, căci un om înțelept nu este doar deștept, este și bun, este și neprihănit, și ceea ce se întâmplă uneori în istorie, chiar cazul lui Solomon, cel mai înțelept dintre oameni, înțelepciunea poate să fie afectată uneori de puțină sau de mai multă nebunie. Și puțină nebunie poate să strice totul. Și aminteam două din bolile înțelepciunii, când omul se mândrește și crede că el este ceva, în acel moment se rupe de Dumnezeu, sau când efectiv își pierde mintea. Doresc să privim la partea practică a acestor aspecte, la domenii ale înțelepciunii. Și vom aminti înțelepciunea în neprihănire, care trebuie să aibă orice credincios, înțelepciunea la nivel de familie, înțelepciunea în biserică și înțelepciunea în societate sau în lucrurile materiale. În epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 1, apostolul notează că înțelepciunea lui Dumnezeu, citim versetul 7, în El, în Domnul Iisus Hristos, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Și tot aici, întorcând o pagină, spune apostolul în 3:10, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Deci, înțelepciunea divină are diferite domenii în care poate să își dea dovada că este înțelepciune absolută, și chiar îngerii doresc să privească desfășurarea aceasta felurită a înțelepciunii. Și în seara aceasta, repet, nu vom face altceva decât să privim la câteva feluri în care înțelepciunea se poate manifesta. În primul rând, și cred cel mai important domeniu, înțelepciunea în neprihănire, înțelepciunea în trăire. Înțelepciunea trebuie să dea priceperea binelui. Amintiți-vă când în grădina Edenului omul a gustat din pomul cunoștinței binelui și răului. De atunci încoace, omul este pus să facă distinția aceasta. Deci suntem căzuți în acest context, unde binele și răul sunt împreună. Și nu le putem lua după etichetă, că n-au etichetă. Uneori lucrurile trebuiesc tratate ca și cum ar fi să treacă printr-un laborator și în urmă doar să scoți binele. Nu este atât de simplu să alegi binele de rău. Când începe Noul Testament, în Luca capitolul 1, este un cuvânt dat în versetul 17 prin îngerul care i-a vestit lui Zaharia nașterea fiului Ioan astfel. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Și dacă ne uităm de la Ioan Botezătorul și apoi culminând cu Domnul Iisus și lucrarea Lui, oamenii au primit acea înțelepciune a Sfinților. Au primit chiar mai mult decât avuseseră cei din Vechiul Testament. Apostolii spun că Dumnezeu a păstrat ascuns tainele acestea și le-a descoperit lor, dar fundamentul acestor taine nou-testamentale este înțelepciunea celor neprihăniți. Doar înțelepții pot să umble în neprihănire. Apoi în Romani capitolul 16, tot în contextul
înțelepciunii de a alege binele și a lepăda rău, spune Roman 16:19, tot Pavel, cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți, rețineți cuvântul ascultare, căci aminteam noi cândva că toți oamenii, să nu le zicem prostuți, sunt lipsiți de înțelepciune, că înțelepciunea nu este creația noastră. Toată înțelepciunea unui om este dată doar de ascultarea lui de Dumnezeu. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și continuă, și proști în ce privește rău. Să le separă celor din jur, când e vorba de un lucru rău, că nu știi să-l faci. Dar asta izvorăște din înțelepciune. Știi să faci numai binele. În Matei 25 este pilda celor 10 fecioare. Ce caracteristică au cele care intră înăuntru? Sunt înțelepte. Și înțelepciunea de a umbla în această neprihănire le dă dreptul să intre în împărăție. Care nu sunt înțelepți, nu pot să intre. Și de asemenea tot în Matei este acea pildă cu două case, Matei 7, de la 24 la 26. Una zidită pe stâncă și una zidită pe nisip. Și tot intrarea în împărăție este pe rol și acolo. Fizic gândind, omul care și-a zidit-o pe stâncă sau cu temelie, cu fundație, nu neapărat pe vârful muntelui înseamnă, este un om înțelept. Cine și-ar face o casă pe nisip, ce-ar spune ceilalți, dar ce faci, corabie? La fel, în plan spiritual, căci asta vizează. Omul căruia îi dă Dumnezeu înțelepciunea celor neprihăniți și o dă la toți cei care sunt sinceri și vor să facă ca niște copilași și o primesc și o ascultă. Că Dumnezeu dă cu mână largă și fără mustrare, scrie Iacov. Și aceasta e cea mai mare înțelepciune, să știi să fii pocăit, să poți să fii neprihănit. În Isaia 35, Biblia surprinde un aspect prin care scoate în evidență această înțelepciune a sfinților. Este aici o profeție cu privire la lucrarea din Noul Testament. Citim versetul 8. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi calea cea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți, rețineți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să rătăcească. Deci s-ar putea cineva în probleme pământești să fie mai plăpând la mintea lui, să nu fi putut face școală multă la meserie, să nu fi așa priceput. Dar înțelepciunea asta a sfinților e dată și lui și îl sprijinește Dumnezeu să nu păcătuiască. Și se dovedește uneori că sunt oameni care nu știu prea mult, dar știu să fie pocăiți. Sau se dovedește uneori că la bătrânețe, când mai pierdem din facultăți mentale, sunt unii care fac mari prostii, dar alții nu mai știu, uită, dar nu uită psalm, nu uită să cânte, nu uită să se roage, atâta știu. Și Dumnezeu nu-i părăsește, ci le dă înțelepciune până intră în pământ. De aceea Domnul să ne dea tuturor înțelepciunea aceasta, să știm să alegem binele și să fim pocăiți. Este o înțelepciune care vrea să o dea Dumnezeu tuturor. Un al doilea domeniu, înțelepciunea în viața de familie. Cred că și aici este mare nevoie de înțelepciune. În Proverbe, capitolul 21:20, comor de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Dacă îți dă Dumnezeu înțelepciune la nivel de familie, înțelepciunea are neacomori. Dar dacă nu-i înțelepciune, cum spunea Domnul, îi se ia și ceea ce îi se pare că are. Dacă Dumnezeu ne-a rânduit să fim familiști cei care suntem, să-i cerem înțelepciunea aceasta de soți, de tați. Apoi, pentru surori, 14:1, femeia înțeleaptă, că s-ar putea să fie și harnic și frumos, să știe să cânte și frumos, dar dacă nu este înțeleaptă, femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Asta înseamnă că e harnică dacă e în stare să demoleze o casă. Înțelepciunea și pentru unii și pentru alții. Și de asemenea, la nivel de familie este nevoie să ne putem învăța copiii, e nevoie să știm cum să ne înțelegem cu socrii, cum să ne înțelegem cu vecinii. Și doar un exemplu mai vă dau aici, 1 Samuel 25, Abigail. În cele pământești materiale se pare că Nabal era un bun manager, îi prospera ferma lui de ovine. Dar în ce privește viața de familie și chiar domeniul cu robii săi, nu se putea discuta cu el.
Și citim aici din 25, versul 3. Abigail era o femeie cu judecată, iar ea spune despre bărbatul ei o realitate, că el n-avea înțelepciune. Se întâmplă uneori că e numai unul înțelept. Femeia aceasta înțeleaptă, e adevărat că și-a scăpat toată casa. Și dacă tot a trebuit să moară cineva, a murit numai nebunul. N-au murit și ceilalți. Știți procedura ei. Eu vă citesc doar în esență, de la versetul 23. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui și s-a închinat până la pământ. De ce a făcut-o asta? Păi a știut că cum să le apă împărat. Apoi, oricându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină. Omul înțelept știe să zică că ele se devine și când nu se devine. Ceilalți nu știu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Și nu doar că pledează pentru casa ei, dar uitați-vă la felul în care îl motivează pe David. 27, primește darul acesta. 28, din nou, iartă-te, rog, vina roabei tale. În loc să fi zis, bun, acum m-am rugat odată să mă ierte pe mine, acum să-l mai ierte și pe el, de două ori să o ierte pe ea. 29, căci dacă se va ridica cineva ca să te urmărească și va vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău. Se pare că avea și cunoștințe teologice. Și când va face Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit, deci cunoștea ce se întâmplă în țară și că David trebuie să ajungă pe tron și făgăduințele și prorociile pentru David, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuje și nici nu-l va durea inima. Înțelepciunea, spuneam că își poate să facă calcule în timp ce iese. Nebunia de regulă are privirea scurtă. Doar omul înțelept gândește în timp. Ce se va alege cu vremea, în perspectivă? Evident, în primul rând în perspectiva veșniciei, dar chiar și aici, în ce privește aranjarea lucrurilor. În privința aceasta familiilor, cred că înțelepciunea privește mai întâi înțelegerea dintre ei, că pacea este superioară altor lucruri, apoi privește chiar mersul, evoluția chiar financiară și economică a familiei. Înțelepciunea rezolvă și domeniul acesta. Deuteronom 4. Omul înțelept, părinții înțelepți vor da o preocupare masivă educației copiilor lor. Citim din capitolul 4, versetul 6 mai întâi. Să le păziți, e vorba de legile Domnului, și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor. Cine își dorește un copil înțelept, îl va învăța din Scriptură. Când vor auzi vorbindu-se toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept. Și priceput și versetul 9. Numai ia seama asupra ta și veghează culoarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Sincer să fim, e adevărat, suntem ocupați, mai cu seamă cei care au familii numeroase, sunt multe probleme, dar haideți, se amintește și la binecuvântări, amintim și astăzi, să ne ajute Dumnezeu să ne ocupăm de copiii noștri în a ne pune pe mintea și inima lor legea Domnului. Aceasta va fi cea mai mare înțelepciune pentru ei. Dacă doar îi școlarizăm și îi dăm să-i mediteze, vor fi doar niște matematicieni sau, știu eu, alte specializări. Dacă doar îi învățăm o meserie, vor fi doar niște mecanici buni sau alt fel de meseriași. Să ne silim să învățăm cuvântul Domnului. Și acum, înțelepciunea în biserică. Domnul Iisus spunea în Matei 24, și aici cred, ca și la celelalte de altfel, că iarăși este nevoie de multă înțelepciune. Am fost plecat undeva și îmi spunea un frate că s-a dus, m-a întrebat, dacă îl știu, era din altă zonă a țării, un predicator cu ceva funcții și de proroc, și evident că lumea s-a dus după el, a rămas mai multe zile acolo, s-au rugat, le-a prorocit, într-o seară zice lucrătorul de acolo, mă duc și eu să văd ce fac. Și le spune, în seara asta nu ne mai rugăm, ne-a rugat destul, acum facem studiu din Biblie. Și nu merită să vă mai amintesc câte năzbâte i-a învățat într-o singură seară.
a sucit cuvântul cel puțin vreo două din explicații, nu le-am auzit de când sunt. Și zicea fratele, unii imediat s-au dezis și s-au plecat. Dar pe unii i-a sucit de cap încât nici măcar nu mai vin la biserică. Pe motiv că ar trebui să se facă în biserică cum a învățat el. Dar niște aberații. Este doar un domeniu în care dacă nu avem înțelepciune în biserică, ne duc alții de cap cum vor. Este un proroc mincinos undeva, e originar de pe lângă Cluj. Numai eu știu vreo 5 locuri în țară unde i-a păcălit. Nu i-a păcălit numai așa în domeniul spiritual. A plecat cu bagaje serioase de la ei. După ce i-a păcălit, i-a pus și să plătească păcăleala. Că școala se plătește uneori. Și dându-i de urme, în fine, a ajuns un păstor acolo în localitate, s-a dus la poliție și a zis polițistul, domnilor, dar vă văd oameni serioși. Astfel de oameni vă fac slujbă dumneavoastră. Zice, ăsta nu m-am văzut de rușine. Ei, dar mirarea este că uneori ne lipsește înțelepciunea de a ști ce să primim, ce să nu primim. Înțelepciunea spirituală de a ști ce să facem și cum să facem în biserică este foarte importantă. Și spune aici în Matei 24, versul 45. Pune Domnul o întrebare. Care este deci robul credincios? Și uneori credem că e destul să fim credincioși. Și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vreme potrivită. Apoi, citim din Fapte, capitolul 6, se-i vise acele neînțelegeri asupra împărțirii ajutoarelor în biserica primară. Lumea se înmulțea cu fiecare zi, ei nu erau pregătiți și înțelepciunea apostolilor le-a propus să aleagă niște oameni, să nu se ocupe ei de acea problemă. Și spune în versetul 3, de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt, frați buni, plini de Duh, dar ce mai adaugă? Și înțelepciune. Că degeaba este cineva doar credincios și este în stare să se roage până la noapte, la jumătate de noapte. Degeaba este cineva în stare să dea jumătate din hrana lui la săraci, din averea lui la săraci, dacă n-are și înțelepciune să știe la cine trebuie să o dea. Toate sunt bune, dar spune și înțelepciune. Și asta, repet, doar Domnul poate să ne o dea și mai exact la înțelepciunea aceasta din biserică. Am citit în Efeseni 3:10 că vor îngerii să privească. Cum se manifestă ea în biserică? Și Pavel îi spune lui Timotei, în 2 Timotei 2:7, înțelege ce îți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. De aceea să rugăm pe Domnul să dea înțelepciune la orice activitate a bisericii. Vreau să privim în Noul Testament la un om care cred că a manifestat înțelepciune în lucrarea din biserică. Apostolul Pavel. În Efeseni 3:3, prin descoperire dumnezeiască, am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Dumnezeu a dat înțelepciunea să știe cum să aranjeze lucrurile în biserică. Gândiți-vă numai la acele explicații care le dă el în ce privește folosirea darurilor Duhului Sfânt. Eu nu știu cum erau corinteni, dar se pare că din scrierea lui, unii vorbeau în limbi masiv. Și le spune, dar care-i înțelepciunea asta? Tu să vorbești, nimeni nu te înțelege. Mai bine să prorocești, mai bine să fie tălmăcite limbile. Și în mod înțelept le explic. Dar sunt domenii mai profunde ale înțelepciunii apostolului Pavel, care sunt greu de înțeles. Și despre ele spune în 2 Petru, capitolul 3, celălalt apostol. De exemplu, Pavel face referire la mai multe învățături, la doctrina mântuirii, ispășirii. 2 Petru 3:15. Să credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, care lucruri? Aici e vorba de lucrurile finale, înainte de venirea Domnului, cum sunt cele din Tesaloniceni sau 1 Corinteni 15. Sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Biblia spune să nu ne socotim singuri înțelepți, zice în Roman 12. Dar haideți, luați-o în biserică. Se pare că uneori
ne socotim mai înțelepți decât suntem. Și asta e, aici sunt două răuri. Unul e rău că nu suntem mai înțelepți și al doilea rău este că ne credem mai înțelepți decât suntem. Și dacă nu știm doar cât ne este dat și cum să facem cu cine este dat, se întâmplă în biserică ceea ce nu este bine. E adevărat, primele greșeli se văd ale noastre din față. Greșelile dumneavoastră se văd în partea dumneavoastră sau se văd în familie. Să trecem mai departe. Înțelepciunea în viață, în problemele pământești. Proverbe 24, cu versetul 23. Iată ce mai spun înțelepți. Și tot în Proverbe spune în 13 cu 20 că e bine să umbli cu înțelepți. O, dacă ar auzi tinerii. Și știți că, în general, oamenii mai în vârstă sunt înțelepți. Dar greu umblă tinerii cu înțelepți. Că uneori umblă greu cu bătrânii. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor la judecăți. Versul 25. Dar celor ce judecă drept, le merge bine. Judecata drept este o emanație a înțelepciunii. Și o mare binecuvântare vine peste ei. Și acum trece la un domeniu practic de la versetul 27. Vezi-ți întâi de treburile de afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te și zidește casa. Pentru că agricultura are sezonul ei. Și dacă nu s-amen la sezon, spui, ai semănat ceva? Nu, că și chiar atunci când a fost recolta, m-am gândit să-mi fac casă. Și când tot o să recolteze, tot du-te și seamănă. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dor puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine ca pe neașteptate, ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Mi-amintesc, se apropiau niște sărbători, nu aici, în altă parte. În altă parte e cazul care l-am știut eu, dar situații din astea sunt sigur și aici. Și bietul om, sărac, încât a trebuit chiar ajutat, cu o casă firavă, își umpluse plasele de globulețe pentru sărbători. Minte? Ei, iată, uneori este nevoie de înțelepciune chiar în domeniul alimentar. Mai cu seamă, acum cum sunt diferențe de preț, omul cu minte știe ce să cumpere, face calcule. Cumpărăm atunci când sunt mai ieftine, este o chestie de înțelepciune. Și multe și multe alte lucruri. Cu mașina și cu casa și cu toate. Ei, că bogații își permit să aibă lux și să fie prime, aia e treaba lor. Dar mă gândesc, pentru noi care în general nu ne permitem să aruncăm bani. Deci Biblia spune că e o chestie de înțelepciune și să te scoli de dimineață și să știi cum să muncești, să știi cum să împarți. Continuăm cu alte domenii, dar tot în privința aceasta, alte pasaje, 1 Împărați capitolul 3, este aceea judecată a lui Solomon. Înțelepciunii ca Solomon n-avem noi toți. Dar de judecat, așa e că ne grăbim să judecăm? Așa este, nu știu eu, este un instinct în om și imediat îi vine să se judece. N-a avut dreptate cu tare. Ce rău a procedat altul. Și pe când stai să vezi care-i socoteala și cum stau lucrurile, bine că n-ai avut grefier lângă tine, cum ai putea să bat odată la mașină. Da, dar îngerul se pare că a notat. Au ajuns la împărat femeile acestea două, cunoaște situația, unuia îi murise copilul, celelalte nu. Și nu puteau să dea problemei de capăt. Uneori apar poate discuții din acestea între copiii noștri, alteori între frați. Și uneori frații nedreptățiți
Sunt foarte greu de cucerit. Uneori, dacă nu sunt spiritual, sunt și foarte greu de împăcat. Și este nevoie ca în problemele acestea pământești, știți ce spune Apostolul Pavel când e vorba de a judeca? 1 Corinteni 6:5. Cine poate să judece neînțelegerile? În probleme pământești. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece. Deci întotdeauna, înainte de a da o judecată, un verdict, e bine să ne măsurăm înțelepciunea și apoi să cântărim și problema. Și dacă înțelepciunea noastră nu întrece greutatea problemei, o pasăm mai departe la Moise. Și dacă nu la Domnul, la judecata de apoi. Să judecăm numai ce poate duce înțelepciunea noastră. Nu cumva să ne frângem mintea. Citim acum și din Exod 35. Înțelepciunea în domeniul lucrurilor materiale este un har care vine de la Domnul. Și Dumnezeu poate să o dea. Să fii priceput. Ca tinichigiu, ca zugraf, ca știu eu ce altceva. Și este care învață și numai că degetele nu vor să asculte. Nu poate să scoată o lucrare de calitate, cum o scoate unul căruia îi dă Dumnezeu, introduce înțelepciunea aceasta pe vene, pe tendoane, peste tot, se răspândește. 35, de la 30. Moise a zis copilul lui Israel, să știți că Domnul a ales pe Bezaliel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut de Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. De ce amintesc aceasta? Nu doar să evidențiem pe aceștia doi sau pe alții care sunt buni meseriași. Avem copii. Unii vor avea menirea să lucreze cu capul, alții cu mâinile. Să rugăm pe Domnul să le dea înțelepciune, pricepere și deprindere. El poate. I-a dat putere să născocească. Artist, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. Și pe deasupra, i-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan. L-a umplut de pricepere și pasajul continuă. Sau surorile, n-a avut neapărat posibilitatea și înțelepciunea să facă multă școală, dar va ieși din ea o croitoreasă. Apropo de croitoreasă, vedeți să nu facă la surori haine care nu sunt bune. Sau Dumnezeu o sprijinește în domeniul bucătăriei, patiseriei. Și rogă-te Domnului să-ți dea deprinderile acestea. Chiar în domeniul agriculturii, că atunci s-a scris Biblia, era o lume agrară, preponderent. Spune Biblia în Isaia 28, despre omul care trăieră și grâul și măzărichea și știe cum să le pună. Nu erau ei agronomi. Învățase Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dacă cineva se duce la agronomie, din potrivă, el beneficiază de tot ce a dăruit Dumnezeu generațiilor de până acum. Și ce a dăruit Dumnezeu oameni, oamenii au scris și acum pot să fie educați ca atare. Și un ultim domeniu, o înțelepciune de care acum avem nevoie mai puțin, dar de care posibil să avem nevoie mai mult în viitor. Luca 21:15. Înțelepciune apologetică, să știi cum să-ți aperi credința sau cum să răspunzi atunci când vom fi prigoniți. 21:14, citim și 15. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde. Deci, pentru un astfel de domeniu, nu-i bine să faci școală dinainte, să știi ce să răspunzi și cum să faci. Căci vă voi da o gură. Har Domnului, gură toți avem, dar vrea Domnul să o umble cu ceva. Și o înțelepciune căruia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și aici vorbește când vă vor duce în fața sinagogilor sau sinedrilor și în fața împăraților și vă vor bate, vă jocori, vă vor cere socoteală de nădejdea care este în voi. În acele momente este nevoie să depună Domnul o mărturie. Și dacă îngerii la o slujbă normală privesc să vadă ce descopere Dumnezeu, nici nu mă îndoiesc că în fața unui martiraj, îngerii nu sunt de față. Să vadă ce pune Duhul lui Dumnezeu, ce înțelepciune pune pe buzele celor martiri. Sau în fața unor oameni care sunt chestionați.
Și pot să răspundă? Printr-o înțelepciune venită de sus. Avem cazul lui Ștefan din Fapte 6 cu 10. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Eu sunt încredințat că Ștefan asculta și el ce spune. Asculta și el ce-i dă Dumnezeu să le spună. N-am avut atunci dec să-l înregistrăm. Dar nici nu-i nevoie, că nu se reia asta. Dumnezeu dă la fiecare atunci când este nevoie. Să poți răspunde la oameni care poate consideră ei că sunt mai pregătiți, sunt mai educați. Și nu numai când ar fi vorba să ne strângă cu ușa. Chiar și acum, în discuțiile cu ceilalți. Nu te grăbi să spui doar așa, ceva să spui tu, sau o poezie care te-a învățat cineva. Cere-i Domnului înțelepciune să știi cum să răspunzi profesorului tău care te chestionează și crede că el este inteligent și vâră ceva de ordin științific sau ordin filozofic. Și cum să-i răspunzi? Și te poate face Dumnezeu să răspunzi. Să-i blochezi pe chimiști, pe fizicieni. Citim și din Coloseni 4, tot în această privință, din versetul 5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Și aici cred că trebuie să facem reuniunea domeniilor de până acum. În probleme materiale, vezi cum te porți cu cei de afară. Nu te lansa în știu eu ce afacere economică, în parteneriat cu ei, așa, pe baza visărilor lor sau a tale, că o să mergem în cutare cetate și o să facem, cum zice Iacov. Fii înțelept, înțelepciunea conține prudență. Răscumpărați vremea, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecărui. Oamenii poate întreabă ceva cu două înțelesuri. Poate te întreabă ca pe Domnul să te ispitească. Și dacă te grăbești să vorbești și nu e o vorbă înțeleaptă, iese rău. Și în final, Apocalips 13, își bat oamenii capul că vine fiara și ce-o fi, o fi cu microcipuri sau o fi cu altceva. 13:18. Aici e înțelepciunea. Când ajungi în fața lor și ei vor să te prindă, Dumnezeu îți dă înțelepciunea acolo ce să spui. Și atunci cum să spună ție semn când tu și la întrebările lor răspunzi cu înțelepciune? Și legând de ce am spus la început, că și chiar unul care mi-a plăpând la minte nu se rătăcește pe calea Domnului, cred că va fi asta un aspect culminant al înțelepciunii care le dă Domnul, un paradox. Să vezi pe un om deștept cum îl ștampilează și să vezi pe un om așa simplu cum nu se lasă ștampilat. Că acolo este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul. Și tot în Apocalipsă, rămânând aici în zonă 17:9, tot vorbim de Babilonul uneori și de religii care sunt apostate. Și spune aici, aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care și-a de femeia. Înțelepciune pentru dezlegarea tainelor apocaliptice și pentru a răspunde în mod înțelept. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune în toate aceste domenii în care avem de-a face. În trăire, în familie, în biserică și în probleme pământești sau în relații noastre cu cei de afară. Deschideți la Psalmul 53. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Deci cea mai mare nebunie este să-L negi pe Dumnezeu sau să faci ceva fără El. S-au străcat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte. De-aia vă spuneam că cine păcătuiește nu-i înțelept. Nu este niciunul care să facă binele. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Deci cu bruma de înțelepciune ce o avem, să-L căutăm pe Dumnezeu să ne toarne mai mult înțelepciune, că este nevoie în toate domeniile. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și întreabă, și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea? Și când vezi un om care păcătuiește, poți să te întrebi, și-o pierdut mintea? Așa este. De exemplu, într-un domeniu mai grav, curvia. Zice că vinul musul și curvia au mințile omului. Și când vezi pe un om cum merge ca bouă spre măcelărie, poți să spui, și-a pierdut mintea. Dar și când comiți vreun alt păcat, se naște întrebarea din ceruri, și-a pierdut oare mintea? De mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu. Aceasta e înțelepciunea, să fii cu Domnul, să-L ceri, să-L chem, să-L cauți. Și nebunia-i să-L negi sau să te rupi și să faci ceva fără El. Dădea Domnul un exemplu, acel bogat din Luca 12, care și-a făcut socotelele. Un om inteligent, căruia a reușit afacerile. E adevărat, a reușit că a dat Domnul ploaie în acel an și i-au crescut rodurile. Și cum îi spune Dumnezeu? Nebunul.
Pentru că el cu Dumnezeu nu avea nimic. Orice om care este rupt de Dumnezeu este nebun. Orice om care este cu Dumnezeu și se lasă în mâna lui este înțelept. Și în final mai citim doar din Coloseni. Noi trebuie să creștem spre desăvârșire. Știți ce spune Iacov? Cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit și înțelepciunea se manifestă prin vorbire. Și nu vom putea să fim desăvârșiți în celelalte domenii până nu vom fi desăvârșiți aici. Coloseni 1:9 este rugăciunea lui Pavel. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, ca să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Rugăciune multă, multă pentru înțelepciune. Uneori dacă am cere înțelepciune, cât ne rugăm poate pentru a ne da Dumnezeu un lucru material sau pentru a ne vindeca de o boală. Și tot aici versetul 28, pe El propovedim noi, pe Iisus, și sfătuim pe orice om. O, dacă am luat tot sfatul acesta. Și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Deci, toată înțelepciunea îți dă desăvârșirea în Hristos. Pentru că tot aici spune, în 2:2, pentru ca să le se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile, plinătății de pricepere și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Amin. Domnul să ne facă înțelepți în pocăință. O înțelepciune care întotdeauna să ne ajute să știm să facem binele. Dumnezeu să dea înțelepciune celor din familii. În biserica aceasta să putem cârmui cu înțelepciune și orice activitate să fie înțeleaptă. În problemele noastre pământești să ne dea Domnul înțelepciune în domeniul în care lucrăm. Amintiți-vă de Daniel, Dumnezeu dus înțelepciune, amintiți-vă de Iosif. Avansa acolo unde era la locul lui de muncă. Cum? Erau înțelepți. Dumnezeu le-a dat înțelepciune și îi promovau. Și în final, să cerem și așa înțelepciune când trebuie să răspundem cu cuvântul sau cu viața pentru credința care este în noi, să putem răspunde înțelept. Și înțelepciunea aceasta este dată de legătura noastră cu Domnul. Și pe măsura creșterii în înțelepciune, vom ajunge spre desăvârșirea asemănării cu Domnul Hristos, gata să intrăm în împărăție, să fim mireasa Lui. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.